Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă conferință din ciclul celor consacrate Craiovei, Craiova, istorie și societate urbană. Așa cum am anunțat de la precedenta conferință, anul acesta se aniversează 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova. De aceea, Facultatea de Științe Sociale, care are și specializare în istorie, s-a gândit să propună nu numai studenților, ci și publicului larg și ne bucurăm că de această dată avem și reprezentanți din rândul publicului cititor. Ne-am gândit ca aceste conferințe să aibă un anume impact. Să facem mai cunoscută Craiova și istoria ei, pentru că am reușit să constatăm că, din păcate, nu se cunosc prea multe lucruri despre Craiova și mai ales despre Craiova în anumite perioade istorice. Mulți dintre noi facem aceste comparații cu contemporaneitatea, facem comparația între un mandat sau altul al primarilor care se perindă la primăria Craiova, dar ignorăm exact ceea ce este esențial pentru un oraș. Istoria lui. Cum a apărut, cum a evoluat de-a lungul timpului. Dacă la precedenta conferință susținută de colegul nostru, domnul profesor Liviu Marsilie, am văzut originile Craiovei medievale, de această dată avem un invitat din afara Universității din Craiova, dar de la nivelul instituțiilor din Craiova, este vorba de domnul doctor în istorie Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei din Craiova, arheolog reputat, tocmai de aceea titlul comunicării domniei sale este Mărturii arheologice din zona Craiovei de astăzi, secolele 5 sau 6, 15, da. O perioadă îndelungată, după cum se poate observa, dar care are semnificațiile ei pe care așteptăm să ni le dezvăluie domnul profesor. În momentul în care se va încheia conferința, procedăm ca și până acum, la acea sesiune de întrebări, de sugestii, de comentarii față de ceea ce ne-a susținut domnul Ridiche și voi anunța și următoarea temă din ciclul Craiova, istorie și societate urbană. Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului profesor pentru invitație de a susține o prelegere legată de istoria Craiovei. Vă mulțumesc că v-ați răpit din timpul dumneavoastră și ați venit la această conferință. Vă mărturisesc că este pentru prima dată când îmi expun ipotezele legate de o anumită perioadă din istoria Craiovei. Ipoteze noi, diferite oarecum de cele prezentate legate de istoria Craiovei, să zicem, până acum 7 ani. Nu vă ascund că mi-am luat cu mine o copie din câteva pagini a unei lucrări importante. Este vorba de istoria Craiovei, mărturii arheologice și numismatice, apărută în anul 2010, semnată de domnul profesor Petre Gherghe și domnul profesor Lucian Amon, în care sunt prezentate în câteva pagini pe scurt toate acele elemente, descoperiri arheologice din această perioadă, să zicem, întunecată a Craiovei, începând cu sfârșitul secolului V până la jumătatea secolului XV. Este practic o perioadă de 1000 de ani, perioadă în care multe lucruri s-au întâmplat în zona Craiovei, perioadă în care a apărut inclusiv numele orașului Craiova. Din punct de vedere
cronologic, plecăm undeva de la sfârșitul secolului V, adică după stăpânirea, să zicem, hunilor, în această, după prăbușirea, după moartea lui Attila, când încetul cu încetul, în zona noastră, a Craiovei și în Oltenia, încep să se infiltreze populații, să apară primele comunități ale unei importante populații migratoare și este vorba de slavi. Slavii poate sunt cei mai importanți dintre toate populațiile migratoare care au trecut peste această zonă, dintr-un simplu considerent, este singura populație migratoare sedentară, o populație formată din agricultori, ca atare, o populație numeroasă. În general, populațiile migratoare de nomazi sunt puțini, formate din puțini oameni, care și aceștia au fost de-a lungul istoriei rapid asimilați. Punctual, o să vă prezint punctele arheologice în care s-au făcut, punctele în care s-au făcut descoperiri arheologice importante pe teritoriul Craiovei din această perioadă. Și poate cel mai important sit arheologic este cel de la Făcăi, cercetat an de-a rândul de un distins profesor al Facultății de Istorie din Craiova. Este vorba de domnul Octavian Toropu. Un sit arheologic în care s-au cercetat materiale arheologice începând de la sfârșitul, începând din secolul VI până prin secolele XII-XIV. Sunt mai multe nivele de locuire. Un alt sit arheologic de pe teritoriul Craiovei, la fel de important, care a furnizat materiale din această epocă, secolele 5-14, este cel din punctul Poianca, localitatea Cernele, aflată în vecinătatea Craiovei. La fel avem punctul Fântâna Obedeanu. Mulți dintre dumneavoastră, dacă sunteți craioveni, cunoașteți zonele respective. La Fântâna Obedeanu este toată zona aceea aflată în spatele fântânei, între zonele cu blocurile ANL. Aici s-au făcut foarte multe cercetări și care au dat importante materiale arheologice, s-au descoperit locuințe, s-au descoperit cimitire, morminte, în mod special la Fântâna Obedeanu, din câte cunosc, au fost cercetate aproximativ 118 morminte datate în secolele 13-14. De asemenea, mai avem un punct nou apărut în urma unor cercetări arheologice făcute în anii 2007-2008. Este vorba chiar de platoul pe care se află în prezent Casa Băniei, Biserica Sfântul Dumitru. Se pare că și aici a existat o așezare la fel de importantă ca și celelalte trei, iar materialele arheologice au ieșit de pe acest platou absolut întâmplător. Pe strada Știrbei-Vodă este strada care leagă Ciuperca de zona Ciuperca de Colegiul Frații Buzești. În 2007, la lucrările de instalare a unor conducte de gaz, prin asigurarea asistenței arheologice, am descoperit materiale arheologice medievale timpurii din secolele, să zic, 8-12, unele dintre ele smălțuite de sorginte bizantină. Și de asemenea, tot în acel an 2007, prin asistența arheologică pe care a trebuit să o acordăm la lucrările de consolidare de la Casa Băniei, am constatat la temelia foișorului care se află în spatele imobilului, am descoperit numeroase materiale ceramice de tip dridu, secolele 8-10. Ceea ce spune foarte multe lucruri despre acest platou, la fel de important ca și celelalte trei puncte arheologice. Pentru că am amintit de lucrarea Istoria Craiovei scrisă de domnul profesor Petre Gherghe și domnul profesor Petre Lucian Amon, acolo sunt câteva lucruri interesante. Se spune, spre exemplu, de materiale arheologice datate în secolele 5-6, descoperite atât la Făcăi,
Cernele, cât și la Obedeanu. Sunt materiale, e vorba de ceramică lucrată cu mâna, de sorginte dacică și ceramică lucrată la roată de sorginte de tradiție romană. Despre ceramica lucrată cu mâna, îmi pare rău că trebuie să o spun, nu este vorba de ceramică dacică, ci de ceramică slavă. Aspectul cultural cunoscut sub numele de ipoteși cândești este un aspect cultural caracteristic populației slave. Aceste populații, când au ajuns în zona noastră, nu cunoșteau roata olarului, spre surprinderea multora dintre arheologi, în secolul VI după Hristos, iată că existau populații care nu cunoșteau, practic, roata olarului. Este într-adevăr o perioadă de timp, și mă refer strict la secolele 5-6, este o perioadă de timp în care e foarte greu să afirmi dacă în zona Craiovei existau slavi sau o populație autohtonă, romanizată, sau și unii și alții. Se pare că totuși populația autohtonă romanizată a conviețuit cu slavii. Dovada este oferită de cimitirele de tip Obârșia, cunoscute în secolele 8, un pic mai târziu, care sunt cimitire birituale, în care în același cimitir sunt înhumați oameni creștini și incinerați, morminte de incinerație care au aparținut slavilor. Există o perioadă de conviețuire în care fiecare populație și-a păstrat tradițiile și credințele lor, dar au trăit împreună. Dovadă că în două locuințe de la Făcăi s-au descoperit atât ceramică lucrată cu roata, cât și ceramică lucrată manual. Însă aș vrea să subliniez aici un lucru foarte important. În momentul când a apărut populația slavă în zona noastră, ea a avut atributele de populație conducătoare. Este populația care, alături de cea autohtonă romanizată, populația slavă a fost cea care a conducea, efectiv. Datorită acestui lucru s-au impus, nu numai în zona Craiovei, dar și în multe alte zone din țară, s-au impus toponime și hidronime de origine slavă. La începutul secolului 20, mai precis în 1902, într-o lucrare schițe din istoria Craiovei, August Pesiacov fixează originele Craiovei prin secolele 6-7, îmbrățișând o soluție etimologică, propunând sensul, traducerea sensul de, deci traducerea termenului de Craiova ca oraș de margine, Crai. Dumneavoastră, dacă dați acum pe internet și căutați și dați la Craiova, o să vedeți acolo foarte multe ipoteze legate de numele orașului. Toate referindu-se la acel termen de crali, care nu prea se potrivește. Mai degrabă este mai apropiat de termenul de Craiova, termenul de crai. În momentul de față, în limba rusă, crai înseamnă margine. Aici trebuie să fim foarte atenți la termenii care provin din slava veche și la termenii care provin din bulgara timpurie. Pentru că din limba bulgară timpurie s-a format cândva în secolele 8, în secolul 8, începutul secolului 9. Ceea ce este înainte de secolul 8 nu este o limbă bulgară, este o limbă slavă care seamănă foarte mult cu limba rusă de astăzi. De aceea, termenul acesta de crai, de margine, se potrivește mai mult pentru termenul, pentru numele orașului nostru, Craiova. Și lucrurile se cam leagă, această teorie emisă de Pesiacov la începutul secolului 20, se cam primește confirmare arheologică, să zicem, a primit confirmare arheologică în ultimii 10-15 ani. Pentru că termenul acesta, stai și te gândești de unde marginea, cui margine, ce margine, ce este marginea asta.
De fapt, marginea asta nu este altceva decât brazda lui Novac, adică fortificația militară romană, acest numit Limes Transdanubianus, care pleca de la Hinova, traversa Oltenia, prin Muntenia, până aproape de Brăila. Brazda lui Novac era fortificația de pământ a Imperiului Roman târziu, un șanț imens de 14 metri lărgime la gură și cu adâncime de 3 metri, care trece prin zona Craiovei. Acest șanț imens, acest limes, cum este numit graniță, se potrivește mai mult cu termenul de crai, de margine. Dacă mergem un pic mai târziu, prin secolele 12-13, se poate face legătura între margine, limes și bănie. Pentru că bănia, până la urmă, este, reprezintă denumirea pentru o provincie de margine. Însă aici trebuie să ne uităm la această graniță și de o parte și de cealaltă. Cum de a apărut denumirea asta de margine, care a impus o populația slavă și populației autohtone din această zonă? În momentul în care populația slavă a început să migreze către sud, inerent a trecut peste această graniță deja de mult abandonată din secolul IV de către romani. Ei, trecând peste acest șanț, știau că dincolo de acest șanț spre sud apare o nouă civilizație, civilizația bizantină. Și au numit o margine, trecerea unei margini, către alt teritoriu altui stat. De aceea consider că numele orașului este strâns legat de brazda lui Novac. În momentul de față, foarte bine se mai poate observa acest șanț al Imperiului Roman târziu, undeva la marginea de nord a orașului, lângă noua șosea de centură, la aproximativ 300 de metri, 400 de metri vest de intersecția centurii nord cu șoseaua care duce la Ghercești. Acolo este o mică parcare și la nord de șoseaua de centură se vede un șanț imens care urcă spre între pomii de la stațiunea pomicolă Șimnic. De aceea, concluzia privind denumirea, din punctul meu de vedere, este clar. Numele orașului este strâns legat de brazda lui Novac. Brazda lui Novac este cea care a dat numele orașului. Dar al cui oraș? Pentru că eu am amintit la început că aici erau 4 așezări. Făcăi, Fântâna Obedeanu, Cernele și platoul unde se află acum Casa Băniei. Se pare că la începuturi și până târziu, până în secolele 12, toate aceste așezări au fost separate între ele. Au sensul că fiecare avea structura ei de organizare. Bineînțeles, existau relații comerciale între aceste așezări, însă una dintre ele s-a impus. Și această așezare care s-a impus a fost cea din zona Casei Băniei. Încetul cu încetul, de-a lungul secolelor 8, 9, 10, 11, 12, 13, până în secolul 14, această așezare principală din zona Casei Băniei a absorbit celelalte așezări medievale, de la Făcăi, de la Fântâna Obedeanu și de la Cernele. Ne întrebăm până unde se întindea această așezare din zona Casei Băniei. Materiale apărute și mai ales monede descoperite izolat, avem până în zona fostului, în zona amplasamentului fostului Teatru Național, adică ultimul bloc cum vii de la primărie către actualul Teatru Național, pe stânga, acolo se apa, nu, înainte de Teatru Național, înainte de primărie, între Palas și primărie, acolo se afla Teatrul Național. Acolo s-au găsit la temelia blocurilor, când au fost ridicate, câteva monede, una dintre ele datată la începutul secolului 7, și ceva materiale arheologice de tip dridu. Dar tot acolo au fost găsite și fragmente de sarcofage romane, probabil refolosite de la Pelendava. Eu încerc acum pentru dumneavoastră să vă închipuiți cam cum era habitatul și cum arăta zona Craiovei în Casa Băniei. De la Jiu și până în zona Casei Băniei era un imens ostrov.
Pe lângă Casa Băniei trecea un braț al Jiului care se lega prin Balta Craiovița cu zona Cernele. Și în zona Mănăstirii Jitianu era locul de, în care reintra în cursul Jiului. Deci, practic, de la Casa Băniei și până la, la Mănăstirea la, la Bucovăț, aveam un imens ostrov. Acolo s-a dezvoltat, de fapt, și Pelendava. Au apărut foarte multe materiale arheologice romane refolosite în diverse puncte ale orașului. Știm de o, de o cărămidă cu ștampila Neme, Numerus Maurorum, găsită în zona Minerva. Știm de o altă cărămidă romană descoperită la, la temelia turnului Clopotniță de la Biserica Sfântul Dumitru, la reparațiile care s-au făcut, pare mi se, în perioada interbelică. Și mai știm de o cărămidă romană în structura fântânii de la Popova, în cartierul Romanești. Toate aceste populații deja asimilate de slav cu autohtoni din secolul 8-9, refoloseau ca material de construcție materiale luate din fostul castru Pelendava și astfel se justifică de ce aceste cărămizi apar în diverse locuri de pe teritoriul Craiovei. Însă cea mai importantă descoperire care s-a făcut la sfârșitul secolului 19 este vorba de cele două amforidioane care apar și în afișul prelegerii de astăzi. Este vorba de două amforidioane descoperite la sfârșitul secolului 19, în momentul când se făceau reparații la Biserica Sfântul Dumitru. Prima, cum să vă spun eu, prima dată când vezi, sau cei care au descoperit acele amforidioane, când au văzut aceste piese, s-au gândit că biserica este tot atât de veche. Adică ele se datează în secolul IX. Sunt de tradiție bizantină, dar probabil fabricate în Bulgaria, cele două vase. Însă acele două amforidioane sunt strâns legate de cărămida romană descoperită în temelia turnului Clopotniță, de materialele arheologice de tip Dridu descoperite la temelia Casei Băniei și de materialele arheologice medievale descoperite pe strada Știrbei Vodă. Acestea sunt elementele care arată că tot platoul acela era locuit și a fost locuit până în secolul XIV. Acea așezare este cea care a dat tonul formării orașului Craiova și care a absorbit celelalte așezări satelit aflate în apropiere. De ce acea așezare? Pentru că căile comerciale din vremea Imperiului Roman și să cunosc drumurile romane care legau Drobeta de Pelendava s-au păstrat și au fost folosite și în Evul Mediu Timpuriu până târziu în Evul Mediu Târziu. Este bine cunoscut drumul Diului, drumul Diului care mergea de la Craiova spre Calafat. Nu este altceva decât un drum roman care lega Pelendava de Bononia, de Vidinul de astăzi. Cu ajutorul unor hărți satelitare și hărți făcute din avion, am reconstituit în anumite porțiuni acest drum. El merge pe amplasamentul Podari, Segarcea, Giurgița, Băilești, iar de la Băilești se duce spre Seaca de Câmp, acolo se vede cel mai bine și în arătură și în hărțile satelitare, spre Poiana Mare, Calafat. Deci acesta este intersecția, faptul că această așezare din zona platoului Băniei, Casei Băniei, se afla la intersecția unor drumuri comerciale romane care au fost folosite și în Evul Mediu, i-au dat un atuș, un avantaj de a deveni așezarea principală. Este firesc ca în preajma acestei așezări să apară și o zonă comercială, pe care noi o cunoaștem astăzi sub numele de Piața Veche. Este inerent că a apărut și această zonă. Bineînțeles că importanța acestei așezări a dat și apariția și construirea Bisericii Sfântul Dumitru. Din punctul meu de vedere, înainte de această biserică, trebuie să fi fost una de lemn, ale cărei temelii nu au mai fost găsite. Cândva în secolele 10, ce a fost înainte de secolul 13 pe locul Bisericii Sfântul Dumitru, putem să intuim.
Știm din izvoare literare bizantine de secol X că creștinismul ortodox era exercitat la nord de Dunăre temporar, adică nu existau preoți care să stea în comunități permanent și să țină slujbele. Preoți călugări ortodoxi de la sud de Dunăre treceau periodic la nord de Dunăre și mergeau din comunitate în comunitate propovăduind. Așa a apărut termenul de așa numitele folosite de istoricii care se ocupă de această perioadă, de așa numitele biserici cort. Adică acești călugări aveau un fel de cort, chiar așa se sugerează și în izvoarele bizantine, care opreau în diverse comunități propovăduind. Mergând din secolul X spre secolul XIV, putem să vorbim de o așezare constituită de o mărime considerabilă, începând cu, să zicem, al doilea țarat bulgar, adică sfârșitul secolului XII. Aici se începe să apară caracterul comercial, caracterul urban al Craiovei și așezarea începe să-și obțină, să-și câștige atributele pe care le va avea în secolul XV, de centru al băniei. Foarte interesantă și această migrație a băniei din zona de la cetatea Severinului către Craiova prin intermediul așezământului de la Strehaia. Deja în secolul XV, Craiova se remarca și era candidata cea mai potrivită să devină și centru administrativ al acestei provincii.